ce ascultăm piesa asta? Cum adică de ce? Pentru că totodată piesa asta e și un hint pentru un film de Crăciun care va fi în seria filmelor de Crăciun de pe Happy. Și cum se numește filmul ăsta? Păi, n-ai auzit ce am cântat? Nu, ce? Adică... I saw mommy kissing Santa. Ah, păi da, știu filmul ăsta! Îl știu, e vorba de un puști care o vede pe mama lui sărutându-se cu Moș Crăciun și rămâne șocat. Da, când l-ai văzut? Ah, păi l-am fost la un moment dat, când tu erai plecat. Da. Înțeles. Deci l-am văzut. O să-l mai vedem încă o dată împreună, dragilor. Da. În cadrul maratonului filmelor de Crăciun, care va fi luna asta pe Happy, o să fie și comedia asta, care din ce am văzut eu până acum și, na, îmi dau seama că seamănă puțin cu celebrul film Singur acasă. Da, da, chiar seamănă puțin. E vorba de un puști care îl vede pe Moș Crăciun chiar la el în sufragerie, împodobind bradul împreună cu mama lui și, cel mai grav, pupându-se cu ea, lucru care traumatizează, neștiind că, de fapt, moșul era chiar tatălui deghizat. Și îngrijorat că moșul ar putea să ia locul tatălui lui, puștiul începe un adevărat război împotriva oricărui Moș Crăciun care iese în cale. Și le întinde tot felul de capcane. Super amuzante. Hai mai bine să vedeți și voi ce vă așteaptă. It was just before Christmas when good little boys are dreaming of shiny new toys. All the families were happy. Felix and I have decided to get a divorce. You guys get along, right? Nothing in this world could break us apart. Like it or not, you're stuck with us. The future looked bright. Until Justin sneaked out of his bedroom that one fateful night. Bobby, come in. Dude, you won't believe it. Santa Claus is in my house. Prove it. I will. Awesome! But what about Mrs. Claus? Your mom's probably a lot hotter than Mrs. Claus. What can I do? You gotta be so bad that Santa won't ever come to your house. I'm telling you. You stay away from my mom! I need to keep him away from my house until my dad gets back. What has gotten into you? Stay away, Santa! Regent Entertainment presents Merry Christmas! Merry Christmas! Attention shoppers, Santa's a dirty rat! He's a home wrecker! Connie Sellecca, Corbin Burnson, and Big Daddy's Cole and Dylan Sprouse in a story of one boy who gave Santa a Christmas he'll never forget. I saw Mommy kissing Santa Claus. Did you tell Santa what you want? Doamne, cât e de simpatic, abia aștept să-l revăd. Și eu să-l văd, că l-ai văzut fără mine. Haide, măi. Știi că a apărut în 2002? Chiar o să mor de râs. Dragilor, concluzia. Dacă aveți copii mici, aveți mare grijă cum folosiți costumele de Moș Crăciun, pentru că nici nu vă puteți imagina de ce sunt în stare cei mici atunci când vine vorba de protejarea teritoriului. Și vreau neapărat să vă mai arăt un film de neratat în perioada sărbătorilor. Christmas Reunion, întâlnire de Crăciun. O comedie romantică perfectă pentru o seară friguroasă de decembrie în care bei un vin fiert cu familia. Ah, ce poftă mea! De film sau de vin fiert? De amândouă, îți dai seama. Povestea se învârte în jurul lui Amy, o femeie de afaceri de succes care de Crăciun are parte de o surpriză care o ia complet prin surprindere. Hai, nu mai spune. O părăsești, iubit. Nu. Un inel? Nu, nici asta, dar lasă-mă să zic. Ci... Păi vreau, da. Nu. Bine zi. Amy era de multă vreme desprinsă de familia și de locurile ei natale. Dar într-o zi primește un telefon și află că mătușa ei, de care fusese foarte atașată în copilărie, a murit și a lăsat moștenire jumătate din averea ei, care includea și afacerea ei de viață, cofetăria din orașul în care copilărise. Și toată chestia asta pică fix când Amy tocmai este promovată la serviciu. Tipic. Dar adevărata surpriză vine abia atunci când Amy află cu stupoare că cealaltă jumătate a moștenirii i-a fost lăsată unui fost iubit
iubit de pe vremea când ea era adolescentă. Amy e gata să vândă jumătatea ei, dar Jack, fostul ei prieten cu care nu mai vorbise de 100 de ani și mai și rămăseseră anumite probleme nerezolvate între ei, va încerca cu orice preț să o convingă pe Amy că ultima dorință a mătușii ei nu poate fi pur și simplu ignorată. Așa că se vede nevoită să renunțe cel puțin pentru o perioadă la viața ei obișnuită și să se dedice unei activități care în copilărie o fascina. Well done. Amy's holiday couldn't be brighter. It's time to promote you to junior partner. Until fate calls her back. What's going on? It's about your aunt. To the town. Oh, I was so sorry to hear about your aunt. She was a sweet, sweet lady. And the love she left a lifetime ago. What is he doing here? He's mentioned in the will. Loved your aunt just as much as you did. She gave you both her entire estate. Her house. We both can't stay here. Trust me, I will be a perfect gentleman. And of course, the bakery. Now one final request. I'm asking the two of you to present the 50th annual Christmas cookie contest. We'll create an unlikely reunion. It's impossible, Jack. That bakery has been in your family for years. We practically grew up there. You could have at least given your aunt a moment's respect. Aunt Linda, what were you thinking? I thought you were in a hurry to leave town. If the contest is that important to her, then we're gonna make it happen. You two lovebirds were the hottest ticket in town. That was so long ago. Prom king and queen. The whole school just swung when the two of you took the dance floor. Whatever happened to us? We had plans 20 years ago. How's everything in the army? It's so sweet of you to ask. One phone call and you're leaving? I also have a commitment to my job, and I'm sorry you don't understand that. Denise Richards. Some of my best memories are right here in this room. Patrick Muldoon. Food in the military is not exactly the best. Jake Busey. A lot changed since you left. With Catherine Hicks. True gentleman, Amy, take note. Reunion. We didn't order this. I know. Ho, ho, ho. Știi ce am citit? Cofetăria din film este chiar una reală, care există și funcționează și în ziua de astăzi, undeva prin California. Dar știi ce l-am citit eu? Că o să facem niște super prăjituri pentru Crăciun.